Cristiana Cănuci a terminat facultatea de asistență socială la Universitatea din Craiova în anul 2021. De atunci speră să urmeze o carieră în acest domeniu. Sunt un fost absolvent de asistență socială. Activez acum ca instructor de educație în DGASPC Dolj. Ideea este că la nivelul de instructor de educație nu pot să fiu un factor de decizie ca pe zona de asistent social. Pe zona de asistență socială ești și un fel de specialist, iar credibilitatea și factorul de decizie este altul față de instructorul de educație. Consider că aș putea să am mai mare aport dacă aș rămâne cu ceea ce am învățat de-a lungul timpului ca asistent social. Toți cei care au participat la Târgul Carierei în Asistență Socială au promovat serviciile în acest domeniu și au venit cu informații noi despre creșterea încrederii asistenților sociali în oportunitățile de carieră și perspectivele de integrare pe piața muncii, în special în mediul rural. Mai puțin de 25% din comunele din județul Dolj au angajați asistenți sociali. Așa cum spune și legea cadru a asistenței sociale, nu putem face asistență socială fără profesionistul cheie, pentru că așa cum medicul este pentru sistemul de sănătate, așa este și asistentul social pentru sistemul de asistență socială. Sunt persoane multe în căutarea unui loc de muncă? Dintre absolvenții noștri, da, sunt foarte mulți absolvenți care își caută un loc de muncă. Anual noi avem între 75 și 100 de absolvenți. La nivel național, cred că avem peste 9.000 de asistenți sociali. Asistența socială vă oferă o serie multiplă de oportunități pe piața forței de muncă și dacă vă interesează să contribuiți la într-ajutorarea persoanelor condamnate penal, puteți să lucrați în serviciile de probațiune sau în penitenciare. În perioada aprilie 2023-decembrie 2025, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România implementează în cele 42 de județe ale țării proiectul Forța de Muncă din Serviciile Sociale. Este un proiect care sprijină extinderea pachetului minim de servicii pentru copii cu sprijinul UNICEF România și în parteneriat strategic cu Asociația Comunelor din România. Până la finalul proiectului, 2.000 de comune vor fi beneficiare ale activităților acestui proiect.